Ședința Consiliului Municipal Chișinău, planificată pentru astăzi, a fost amânată, cauza fiind agravarea situației epidemiologice în capitală. Decizia i-a nemulțumit pe unii consilieri care au cerut revoltați continuarea întrunirii. Așa sau altfel, aceasta nu a mai avut loc, iar aleșii locali au părăsit sala. Cu 23 de subiecte pe ordinea de zi care vizau inclusiv probleme funciare, dar și situația epidemiologică din țară, ședința CMC s-a încheiat înainte de a începe. În condițiile sanitare epidemiologice de Republica Moldova, dar ținând cont de ultimele modificări legislative care au avut loc, urmarea legilor votate de către Parlamentul Republicii Moldova, executivul își retrage de pe ordine de zi toate proiectele de decizii pentru reevaluare, pentru analiză și revenim la o dată ulterioară cu înaintarea inițiativelor de proiecte de decizii. Decizia de amânare a ședinței a stârnit indignarea mai multor consilieri care mai apoi a degenerat într-un scandal. Puneți, rog, sala aceasta cu 51 de consilieri, de ce deosebește din Parlamentul unde 101 de deputați? Și acolo merge ședința, dar la noi trebuie să fie amânat. Am să vă rog să rămâneți toți pe loc. Haideți împreună să decidem cu privire la funcționarea și funcționalitatea, ca să fiu în rând cu lumea, acestui consiliu. Deschideți această ședință, puneți la vot alegerea unui președinte, votarea regulamentului și mai departe să mergem pe ordinea de zi. Dezbaterile au continuat cu luarea de cuvânt a consilierului municipal din partea PAS, Roman Cojuhari, care a venit cu replici în adresa lui Andrei Năstase. Haideți totuși să lăsăm interesele personale la o parte. Eu cred că totuși, datorită presiunii noastre publice, ceea ce se planifica să fie votat astăzi aici, ce urgențe pentru a vota niște terenuri, niște puzuri. Șeful Direcției Asistență Medicală și Socială, Boris Gâlca, a dat asigurări că la baza deciziei de amânare a ședinței CMC stă exclusiv situația epidemiologică din capitală. Cred că este o decizie corectă, deoarece situația este foarte gravă. Am avut o ședință a Comisiei Municipale de Sănătate Publică. Omicron nu doarme, avem deja mai mult de 3.000 de cazuri pe zi și vor fi și 10.000. Trebuie să luăm măsuri foarte drastice pentru a proteja sănătatea oamenilor. Boris Gâlca i-a îndemnat pe consilieri să părăsească sala, ceea ce s-a și întâmplat. Când și în ce format își va continua activitatea Consiliul Municipal Chișinău, nu se cunoaște încă. Acest lucru, potrivit reprezentanților primăriei, va fi anunțat ulterior.